Bună ziua! Mă numesc Alexandru, sunt de 11 ani kinetoterapeut și masor și de mai mult timp doresc să fac un canal despre sănătate. Și astăzi, în sfârșit, am găsit timp să dau start acestui canal. Și ca primă temă, am hotărât să aleg tema cervicalgia, sau mai simplu vorbind, durerile în zona gâtului sau a porțiunii cervicale a coloanei vertebrale. Etiologia sau cauzele apariției cervicalgiilor pot fi diverse, și anume, primul, un traumatism, o lovitură, o căzătură, care poate să ducă la această apariție a durerilor în zona cervicală, a unei cervicalgii, dar cauza principală este activitatea care solicită timp îndelungat musculatura, tendoanele, articulațiile și ligamentele de la nivelul gâtului. Și anume, poziția incorrectă în timpul somnului, adică avem o pernă nu prea comodă sau patul este prea moale. Sunt mai multe cauze care pot să producă aceste dureri, apariția cervicalgiilor. Unul din cele mai cunoscute și diverse cauze este stresul, care duce la acumularea tensiunii în musculatura zonei cervicale. Efortul fizic, și anume exercițiile sau activitățile, munca care implică ridicarea braților sau impune ridicarea braților, care la fel poate duce la o mărire a tensiunii intramuscular în zona cervicală. Următoarea este lipsa exercițiilor fizice, care duce la scăderea forței musculare, artroze sau, mai popular spus, osteochondroză, care este mai bine cunoscută multora dintre noi. Unul din remediile de bază, după părerea mea și a multor specialiști în domeniu, pentru înlăturarea cervicalgiilor, a disconfortului în zona cervicală, care de multe ori este însoțit și de dureri de cap, este masajul și kinetoterapia, care la rândul lui este un tratament nemedicamentos și foarte efectiv. La necesitate, tratamentul se poate combina și cu unul medicamentos, doar după consultarea unui medic specialist care vă va prescrie aceste medicamente. Și acum, în continuare, am să vă prezint cum execut acest masaj al zonei cervicale și elementele de kinetoterapie care pot fi folosite pentru înlăturarea cervicalgiei sau, mai corect spus, a simptomelor cervicalgiei, adică durere în zona cervicală, durere musculară și dureri de cap. De multe ori sunt împreună toate. Aceste proceduri le fac pentru a ajuta clienții mei să scape de acest disconfort. Vom folosi niște ulei, pentru că eu lucrez doar cu ulei. Fără ulei nu mi-este comod. Așa, vom prelucra bine mâinile și vom prelucra bine zona gâtului cu ulei. Așa, atât zona gâtului cât și a umerilor. Vom unge bine cu ulei. Așa, pentru o alunecare mai bună a mâinilor și pentru a fi mai plăcut masajul. Atât pentru mine cât și pentru persoana masată. Așa, am uns bine. Și acum vom masa bine mușchii mari, și anume mușchiul trapez, îl vom masa bine, așa, atât pe o parte cât și pe alta, vor fi masați. Direcțiile de masare nu vă le arăt, pentru că cred că le știți toți, care se ocupă cu masajul știu direcțiile de masaj, manevrele care trebuie să îndeplinite. Așa, cu degetul mare în special lucrăm. Așa, pentru a masa bine mușchii trapezi. Așa, masăm bine. La început mai ușurel, pentru a încălzi bine țesutul. Așa, zona gâtului se masează în special de la ceafă spre trunchi. Așa, și spre umeri. Așa, masăm bine. Atât putem prin apucături, să apucăm acești mușchi, așa îi desprindem puțin, îi desprindem așa cu degetele, așa, atât pe o parte cât și pe alta. Așa, pielea se înroșește, este bine. Uite așa masăm, vă arăt fugitiv, uite așa se poate și din față de apucat cu două mâini, așa bine. Este. Așa, măsăm zona gâtului. Așa, despre ceafă. Așa, spre trunchi, în jos. Și cu degetul mare.
Masăm bine, bine, pentru a scoate tensiunea musculară care se acumulează stând la serviciu în oficii, stând într-o poziție îndelungată, căpătăm o tensiune destul de ridicată în mușchi și uite, aceasta duce la aceste cervicalgii care nu ne dau voie să dormim, nu suntem concentrați, permanent așa ne aduce aminte că avem o problemă. Și dacă nu avem timp să facem sport pentru a înlătura aceste dureri, uneori, în fazele mai avansate, nu ne ajută nici sportul, este nevoie de niște remedii mai eficiente. Uite, masajul ne ajută. Sigur că masajul este nevoie să-l îndeplinească un specialist care știe ce face și care a studiat aceste lucruri. Nu vă dați pe mâna oricărui masor care a făcut câteva cursuri și îi pare că știe tot și se apucă de tratat. Cei care fac cursuri pot face un masaj așa, relaxant, clasic, pentru așa, a oferi o plăcere. Uite așa, măsăm bine. Aici paravertebral optim atât și în jos cât și cu două degete în sus, așa, paravertebral. Foarte bine lucrează. Așa. Așa, la fel în zona dată, este mușchi ridicător al scapului. Uite, aici este la bază fixată, îl simțim cu degetele, care la fel este tensionat și la fel încercăm să-l masăm, așa, mergând pe el, pe toată lungimea lui, îl relaxăm. Îl relaxăm bine. Care au învățat anatomia, cunosc bine și care au practică mai mulți ani în domeniu, îl vor simți unde se află, este așa, dând cu degetul peste el, îl simțim mai tensionat. Și îl masăm bine, îl masăm bine, binișor, așa. Așa, îl masăm binișor. Uite aici, dând cu degetul, îl simțim. Așa. Este împreună cu trapezoidul, dar nu e mare problemă. Masăm corect, facem direcțiile de masare și îi masăm pe ambii împreună, concomitent. Așa, am masat bine. Sigur că masajul fac mult mai lung. Acum mai mult pentru a vă face o prezentare. Așa, mai facem niște mișcări simple. Așa, plăcute. Relaxăm bine. Este. Așa, în zona dată mai avem și mușchiul romboid mic și mare, care este mult mai jos, mic mai sus. La fel, prin aceste mișcări îi masăm. La fel, de sus în jos, putem cum și invers. De jos în sus. Așa. Putem circular, putem linear, putem așa linear pe lungimea sau pe direcția fibrelor musculare. Așa, nu contează cum. Important, masăm, nu prea apăsăm tare pentru început. Pregătim bine țesutul, pentru că poate provoca disconfort dacă forțăm. Vom ajunge spre final și la momentul de forțare, unde vom face cu o intensitate mai mărită. Uite așa îi măsăm. Așa, uite, îi simțim și mai jos și o parte a trapezoidului. Așa, măsăm bine. Măsăm bine, atât circular cât și linear, așa îi dăm. Așa îi dăm bine. Cu tot felul de mișcări. Important, mișcările să fie eficiente. Nu facem mișcări de frumusețe. Facem mișcări care să ne aducă o ușurință în spate. Să scoată această tensiune din mușchi. Așa. Nu facem un masaj simplu, clasic. Facem un masaj terapeutic. Așa, le-am masat bine și la fel încheiem cu niște mișcări de calmare a pelei. Pelea se înroșește, se erită puțin. Chiar dacă folosim ulei, avem nevoie de mici așa întreruperi cu niște mișcări de netezire. Așa. La fel, dragii mei, nu uităm nici de mușchiul deltoid al umărului. Pentru când masăm o regiune sau alta, nu uităm nici de articulațiile învecinate. Așa, masăm bine deltoidul. Îl apucăm așa ușor, circular cu degetele. Atât pe unul, cât și pe al doilea. Îl masăm așa din toate direcțiile.
Așa. Îl masăm bine. Așa. Așa, masăm bine cu degetele, apucăm. Așa, ridicăm mușchiul puțin. Și la fel încheiem cu niște mișcări. Așa. De netezire, de calmare. Este de dorit să masăm și în jurul scapului. Așa, cu degetul mare, cu toată mâna, așa, în jur. Nu forțăm prea tare să nu provocăm dureri. Putem masa în jurul scapului atât culcat, cât și în poziția așezată. Binișor, binișor, ușurel ridicăm, cu degetul mare. Uite, e bine. Atât o scapulă, cât și a doua. Rugăm să relaxeze. Așa, fixăm brațul și masăm. Așa, masăm bine în jur. Așa, am masat și punem brațul la loc. Cu niște mai mișcări de netezire, calmăm puțin zona. Așa, o calmăm. Mușchiul sternocleidomastoidean, care vine de după ceafă și merge spre partea sternului, îl masăm așa ușurel, nu prea ușurel, așa în zona gâtului, îl masăm, nu apăsăm prea tare, așa puțin, îl masăm, așa pe o parte, cât și pe altă parte, pentru el vom face niște stretching, niște întinderi, care vor fi mult mai eficiente, așa. Așa, ușor la masă. Este. În zona cervicală sunt mai multe puncte trigger, care la fel n-ar trebui trecute cu vederea, care ne aduc o relaxare foarte bună a musculaturii, dar aceste puncte este de dorit să fie masate doar de specialist. Eu vă arăt așa câteva dintre ele, dar nu le faceți în condiții de casă dacă nu aveți o instruire și cunoștință. Cum trebuie masate, cât de mult trebuie apăsate, pentru că la fel puteți să dăunați. Daune se fac foarte ușor. Așa, punctele se află, două dintre cele mai importante puncte, așa, în zona, la baza craniului, aici jos, le apăsăm așa puțin, mai putem face mișcări circulare. Așa, ia. Ne oferă o relaxare foarte bună a musculaturii gâtului. Așa, puțin mergem și prin părți. Sunt niște puncte cam dureroase. Se mai numesc și în alte literaturi, le mai spune puncte dureroase. Adică nu sunt pentru toți la fel de plăcute. Dar iarăși, este o durere destul de plăcută. Când le apăsăm, apare puțină durere și după aia, așa se combină cu o relaxare a musculaturii gâtului. Durerea este de scurtă durată, îndată ce pleacă persoana din cabinet, se simte bine. De multe ori le apăs mai mult, dar azi așa pentru a vă prezenta, a face o mică prezentare, vă arăt așa mai fugitiv. Masajul durează în jur de 30 de minute, deci avem suficient timp pentru a masa fiecare mușchișor și pentru a prelucra fiecare punct. Cu masajul am încheiat-o. Spre finalul procedurii am să vă prezint câteva elemente de stretching sau de întindere a musculaturii zonii cervicale, care în combinație cu masajul ajută perfect pentru înlăturarea durerilor, pentru, să spunem așa, tratarea cervicalgiilor. Sigur, definitiv nu se tratează. Știm că dacă avem o osteohondroză căpătată, practic nu scăpăm de ea, dar putem să o menținem, putem să nu permitem agravarea situației și complicații să nu apară. Asta este tot. Scopul este de a nu permite apariția complicațiilor. Vom începe de la niște întoarceri simple ale capului, adică niște mișcări pasive. Așa, luând cu mâna de barbă și cu a doua de ceafă, așa, puțin rotim, pentru a simți cum se întind mușchii, atât pe o parte cât și pe alta. Dar în special, când întoarcem spre stânga, se întind mușchii din stânga mai mult. Așa. Atât și sternocleidomastoideanul, despre care vorbim. Că îl vom întinde, vom face niște stretching. Așa. Atât pe o parte,
cât și în partea opusă. Așa, la fel ușor el. Întoarcem așa. Nu forțăm. Ajungem la momentul maxim de întoarcere și puțin depășim. Uneori milimetri până la un centimetru, cred că. De multe ori nu ne permite mai mult, mai ales în prima ședință. Așa. Și ușor el în partea opusă. Așa, un mic stretching. Este. Următoarea mișcare va fi înclinarea capului. Așa, puțin, fixând umărul puțin. Apăsăm pe zona capului. Așa. Simțim cum se întind mușchii. Putem și să-i masăm puțin acum. Așa, prin întindere, ca să fie o întindere mai plăcută, să nu fie prea dureroasă. Atât pe o parte cât... Așa, cât și pe partea opusă. Așa, ca de obicei eu stau în spate, dar acum sunt nevoit așa mai din lateral să fac această procedură. Nu apăsăm prea mult, să nu ducem la vreun traumatism a coloanei vertebrale. V-am spus că toate aceste elemente sunt executate de un specialist, de un kinetoterapeut bine instruit sau la urma urmei de un masor care a făcut cursuri speciale și în ceva din kinetoterapie, dar iarăși nu vă prea dați pe mâna celor care nu-i cunoașteți. Așa. Foarte bine. Am făcut într-o parte cât și în cealaltă parte. Acum vom face ceva combinat, adică pasivo-activ, niște mișcări la fel de întoarcere. Așa, dar am să rog clientul să-mi împingă cu barba mâna spre partea opusă. Haide, împinge. Împinge, 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 împinge. Și spre punctul final, o rog să relaxeze. Relaxează, așa. Și în partea opusă. Așa, în partea opusă. Împinge, 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 împinge. Și relaxează. Așa, fixăm cu pieptul. Perfect. Foarte bine. Același lucru îl fac și în lateral. Pun la început, înclin capul spre partea în care vreau să împingă capul și rog să împingă. Împinge, împinge în lateral, urechea ducem la umăr. Așa, și la un moment îi spun relaxează. Și întind. Așa, acum în partea opusă. Așa, împinge, împinge. Împinge, 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 împinge. Și relaxează. Așa. Perfect. Relaxăm puțin. Uite așa, îndeplinim un masaj. Sigur că masajul, când îl facem, este mult mai intens. Acum, pentru filmări, așa a fost mai multe episoade. Pentru a face o mică prezentare despre cu ce mă ocup eu, nu doar masaj, dar în special mai mult masaj fac decât kinetoterapie. Sigur că nu avem timp și este nevoie de sală sau de multe ori de mers la domiciliu, că sunt multe traumatisme, persoane după insult, după tot felul de fracturi, unde ar trebui să mergi la domiciliu. Nu se poate bolnavă deplasa la tine. Dar în astfel de cazuri, la persoane mai tinere care pot veni la mine, sigur că le ofer acest serviciu. Ajută, practic, în 95% din cazuri, este eficient. Doar în 5 cazuri poate este undeva o problemă necunoscută care n-a putut-o depista nici medicul și vine persoana și uite, încercăm să facem, nu este efect. Dar astea sunt doar 5% din cazuri când mai persistă o anumită problemă de sănătate care nu o știm. Nu o știm și posibil că durerea este din cauză necunoscută, așa să-i spunem. Dacă aveți o problemă de sănătate, puteți să-mi oferiți întrebări și încerc cumva să vă ajut. Să vă ajut cu un sfat sau poate chiar veniți la mine și vedem pe loc care este problema. Asta a fost tot. Dacă doriți să nu scăpați video care vor fi în continuare, pentru că acesta este primul video, dar eu voi mai face careva filmulețe, am să mă gândesc la careva teme destul de importante pentru mulți dintre noi, de problemele care sunt în perioada dată sau secolul nostru, cu care ne confruntăm având serviciu, nu avem timp să ne ocupăm de noi, de sănătate. De multe ori ne confruntăm cu anumite dureri, disconforturi care nu ne dau pace să dormim măcar bine. Am să încerc să fac, vă abonați la acest canal și nu pierdeți video care vor urma. Vă doresc multă sănătate, la revedere!